Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe prin plan obiectiv la televiziunea românei. Eu sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Cel mai amplu documentar despre savantul Emil Racoviță e realizat de doi clujeni, tată și fiu, Aaron și Gabor Xantus. Cineastul și documentaristul Gabor Xantus e alături de mine în platou. Bună ziua, mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Pentru că sunteți alături mulțumesc de pentru mine. invitație! Un demers extrem de complicat, dar în același timp foarte important, acela de a reconstitui, cumva, traseul științific nu al uh, uh, marelui savant. Cred că asta e definiția cea mai bună pe care o putem folosi în acest context. Da. Uh, am trăit o experiență cu 20 și ceva de ani, când uh, am rugat pe studenții mei de la cinematografie uh, să realizeze niște interviuri scurte de stradă la cele două busturi. Pentru că Racoviț are două busturi în Cluj. A avut, pardon, nu mai are decât un singur bus, Celălalt este pe undeva în depozitul colegiului Emil Racoviță. Dar atunci erau două busturi și s-au filmat peste 100 de mici interviuri. Bună ziua, Emil Racoviță, ce știți despre Emil Racoviță? Păstrăm în arhiva noastră răspunsurile. Sunt dezolante. Cu atât, aș spune, mai important acest demers. Probabil. Deci atunci ne-am hotărât ca e, acest savant de talie mondială absolută, e, trebuie readusă în memoria colectivă. E, era făcut poet, e, politician, e, chimist, e, mulți nu știau, mulți s-au revoltat că de ce sunt ei întrebați și că nu au obligația să știe cine e. Mă rog. Și atunci. E, e, de, de aici pornește ideea Și o să discutăm pe larg despre toate aceste aspecte Dar vă propun acum pentru început să intrăm puțin Să, să introducem pe cei care ne urmăresc în atmosfera Acestui documentar extrem de important 6 minute într-o poveste surprinsă Pe care vă invit să o urmăriți chiar acum După care revenim în platou, rămâneți cu noi Au fost odată 19 oameni ce au plecat pe un mic și șubred vas să exploreze polul sud. Ei nu erau nici bogați, nici puternici, nici renumiți, dar erau conștienți de ceea ce se duceau să facă și știau ce așteaptă. Și ajunși acolo, au făptuit greșeli și au fost prada slăbiciunilor omenești, dar au lucrat cât au știut mai bine și au făcut tot ce au putut și s-au întors numai 17, zicându-și că moartea celor doi sărmani tovarăși și propriile lor suferinți nu vor fi fost zadarnice, căci au putut adăugi o mică pietricică la edificiul științei, la acel focar de lumină, de adevăr și dreptate, care călăuzește omenirea spre timpuri mai bune. Where we can just make out Cape Horn. The weather is quite windy and it's very, very cold. We have about a 35 knot wind, and this is a place where many, many, many ships have gone down because the conditions are so treacherous here. It's very important to be navigating correctly, of course. Modern day travel is much different than it was 100 years ago. We have, of course, modern day instruments, and uh, this will allow us safe passage around Cape Horn we are indeed very lucky today to pass by cape horn because ordinarily we must stay outside the 12-mile limit which does not allow us to see it very well but our captain is chilean and cape horn is guarded by the chilean military so we have special permission to come closer. makovica made very important contribution to the scientific results of the belgica expedition and i would say to antarctic science in general. care lucra la, la Banyuls, Racoviță, așa cum am găsit în arhivele stațiunii, a coborât în mare la 10-12 metri cu un scafandru zibe. Îl putem considera primul naturalist român care coboare în mare cu un scafandru pentru a observa și a, a, a colecta a, animalele pe care Nous sommes ici euh, donc au laboratoire Arago, à ma gauche il y a le bâtiment historique du laboratoire dans lequel Emil euh, Rakovitsa a, a travaillé et donc comme vous voyez ce laboratoire est vraiment au bord de l'eau, au bord de la Méditerranée et c'est sa raison première d'exister, c'est d'être au bord de la Méditerranée et de permettre un accès à la biodiversité incroyable de notre mer. Alors Emil euh, Rakovitsa est un personnage important de l'histoire du, du laboratoire, et puis euh, Rakovitsa a, a eu aussi une, une deuxième euh, euh, contribution très importante au laboratoire, c'est qu'il a participé avec Louis Bouton à l'histoire de la première photographie sous-marine. Don professore, venite con noi, il monte a pucel, te va la ries con lui, avem su sapere co forte e forte multa ghiace si frumosa. Ghiace, don professeur. Întemeierea în cadrul Universității a primului institut de speologie și, să zicem, întemeierea unei științe absolut noi pe teren mondial, biospeologia, știința care studiază viața din peșteri, l-a plasat printre somitățile lumii. A readuce cât mai fidel atmosfera situațiilor de odinioară, fotografiate la acea vreme de racoviță în alb și negru, recurgem la un experiment inedit, folosind o tehnică modernă. Cu ajutorul unor eșantioane de culoare autentice, preluate din obiectele rămase din patrimoniul Belgicăi, reproducem universul cromatic din interiorul vasului. Belgica fusese o pată de culoare în albul veșnic al Antarcticii. un documentar de lung metraj realizat pe trei continente, în șapte țări, pe urmele savantului explorator român, Emil Racoviț. O fascinantă poveste adevărată în întunericul peșterilor, pe ghețarele anzilor, spre banchizele antarctice. Întemeietorul primului parc național din România și al primului în club românesc, părintele unei noi științe, biospeologie. Fondatorul primului Institut de Speologie din lume, expediționarul care a ridicat România în grupul select al celor cinci națiuni ale lumii care au explorat primele în istoria omenirii, misteriosul continent înghețat al Sudului, românul Emil Racoviț. O viață dedicată cunoașterii, dedicată științei, per immensi sacrifici ci deruire. Se ben altro il patronaggio dell'Accademia Romana, un film di Gabor e arrò Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, urmăriți prin plan obiectiv și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Ați urmărit imagini spectaculoase filmate în Antarctica, pe traseul expediției Belgica. Vă reamintesc documentar realizat de doi clujeni, tată și fiu, Aron și Gabor Xantus. Avem plăcerea de a -l avea în platou pe cineastul documentarist Gabor Xantus. Ne spune povestea din spatele acestor imagini. Mulțumesc încă o dată pentru că sunteți alături de noi și mulțumesc pentru acest cadou am putea să-i să, să, să să spunem. Mulțumesc și eu. Uh, filmul acesta are un istoric uh, foarte lung și foarte zbuciumat și neterminat încă. În sensul că uh, povestea începe în, de mai bine de 20 de ani, aproape 25 de ani, dacă bine calculez, când uh, se sărbătorea în tot, pe tot mapamondul uh, prima expediție științifică realizată în uh, istoria omenirii în Antarctica, se numește Expediția Belgica, cu participarea a cinci națiuni. Era un american, doi polonezi, norvegieni, belgieni și Emil Racoviță. Eu atunci lucram la televiziunea română și am propus un film documentar despre Racoviță, cel pe care e, istoria științelor îl consideră cel puțin al treilea ca și rang și ca și importanță în această expediție. Și despre care ne spuneați puțin mai devreme? Românii știu, din păcate, atât de puțin. Da, experiența mea tristă a fost ceea ce am pomenit adinea ori acel serial de interviuri care au fost, au fost realizate de studenții mei la cele două busturi, pe atunci cele două busturi, unde ne-am dat seama că este un mare necunoscut, chiar și în orașul în care, care l-a adoptat, chiar și orașul pe care l-a ales ca și oraș de Baștina. E, și atunci e, am luat hotărârea că da, trebuie readus în, în memoria publică. Au urmat, urmat foarte mulți ani de căutare de parteneri. Sponsori, eventual finanțatori, coproducători și mergeam din colo în colo cu scenariul și când au deschis scenariul potențialii susținători și au văzut locațiile și au văzut harta. Trei M continente, șapte țări. Spune. Da, și nu orice locații. Deci nu era o croazieră o, o de, de plăcere, ci locații foarte grele și din punct de vedere al filmărilor și riscante, și greu accesibile, și foarte scumpe ca și accesibilitate de mers până acolo. Și nimeni nu s-a încumetat uh, ca să ne fie alături în acest demers. Și atunci a zis fiul meu că hai să, hai să demonstrăm că se poate face filmul acesta. N-ați renunțat? Nu am renunțat. Nu am renunțat. Ar fi fost, cum să spun, un eșec profesional și moral uh, imens pentru noi, pentru că pur și simplu nu am conceput că acest film nu se poate face în țara asta. Uh, nu mai intru în detalii. Uh, L-am făcut din resurse proprii și cu ajutorul a foarte puțini, mă rog, susținători, prieteni mai mult. Trebuie să-l reamintesc pe regretatul Alexandru Galoș, pe domnul Franciscoș, pe domnul Victor Rebenciuc, pe care nu l-am cunoscut personal până atunci. Și am zis, de fapt, fiul meu a propus, hai să-l rugăm pe domnul Rebenciuc, poate, poate acceptă să, să fie vocea lui Racoviță în filmul acesta. Nu am fost împotrivă, deși neavând, mă rog, contacte anterioare, nu știa nici de proiect. Și domnul Rebenciu, trebuie să vă spun că în 24 de ore ne-a fost alături și ne este și acum. Și el este vocea lui, lui Rakovica. Extraordinar. Dar din punct de vedere financiar, din păcate, și repet, sau ceea ce ai spus, Ovidiu, este cel mai amplu, poate, și cel, mai, cel puțin sub aspectul acoperirii geografice este cel mai amplu. Noi am parcurs 45.000 de, de kilometri timp de 5 ani. Am filmat peste 200 de zile, 200 în mod sigur, dar au mai fost filmări și între ele. Deci este cel mai complex și complicat film din cariera noastră, cel puțin, de, de, de cineaști. Nu era simplu de făcut. De aceea satisfacția este și mai mare. Problema este că și în momentul de față de filmul este gata de 2 ani, aproape de 2 ani de zile. Asta montat. vreau să vă întreb. Ce provocări întâmpinați încă în acest deci moment? Deci provocările sunt aceleași ca și la început. Nu am găsit pe nimeni, niciun mare întreprinzător sau un, un, o firmă sau nu știu în lumea, antreprenoriatului care să se alăture acestui film. Înainte nu s-a dorit pentru că nu s-a crezut că se poate face. Acum e gata. Acum e gata, acum nu se mai poate pentru că deja e gata. Deci e cercul vicios și Racoviță rămâne, filmul Racoviță rămâne în safe pentru că nu putem da publicității nici la, pe posturi de televiziune, nici proiecție de cinema. Uh, E important de spus, este un film de cinema, este un film de 120 de minute, nu este un reportajel oarecare. Uh, și sunt... nu puteți să faceți acest lucru pentru că. Pentru că nu există acoperire pentru plata unor, unor drepturi fără de care nu se poate da acest film publicității. Să facem un apel pentru cei care sunt alături de noi și ne urmăresc. Nu am iluzii, dar dacă dumneavoastră faceți apelul acesta, noi vă mulțumim, nu pentru noi, pentru... Pentru memoria lui Racoviță și pentru cultura generală a contemporanilor noștri, a tineretului, care a rămas astăzi fără idoli, asta este tristul adevăr. Deci, idolii sunt de altă categorie, nu de, de mă rog, de care probabil că generația noastră a fost obișnuită. Credem că, că acest film... Ar ajuta foarte mult, nu numai în țară, ci și peste hotare, pentru că e un film subtitrat în limba engleză. Avem interviuri, majoritatea interviurilor sunt uh, cu interlocutori francezi și belgieni și englezi, deci este un film internațional într-un fel. Uh, după ce s-a făcut și am dat o, o proiecție în cer restrâns la președinția Academiei Române. Academia Română ne-a onorat cu titlul cel mai înalt al, al acordat de Academia Română, meritul academic, iar după aceea, la, la competiția sau festivalul Uniunii Cineaștilor din România al Ucinului, unde am fost, mă rog, ambiționați de, de domnul președinte, profesor universitar Laurențiu Damian să dăm acest film în competiție, n-am vrut să-l dăm, sincer. Uh, și acolo a luat un, un premiu foarte substanțial pentru film documentar anul trecut, parcă. Da. Dar toate cu proiecțiile închise, deci cu ușile închise, pentru că nu se poate scoate la, la lumina uh, rampei, să spun așa, pentru, din aceste motive de de drepturi de autor. Ci e nevoie concret de sprijin financiar, exact cum spuneați dumneavoastră, pentru acoperirea acestor drepturi. Așa este. Așa se este. Deci acoperițe. nu mai există un risc, filmul este gata făcut, nu mai există niciun risc că nu se poate face așa cum s-a susținut sus și tare de foarte mulți, că nu, nu se poate. Cum? Adică să filmați în Antarctica, să filmați în peșteri, să săriți de pe banchiză în banchiză, să traversați strâmbtoarea Dreii, care este cea mai păcătoasă strâmbtoare din oceanul planetar. Două zile încolo, două zile încoace, deci era ceva absolut cu plin. Mă rog, dar s-a filmat și acolo. Deci noi nu am, nu am avut eșecuri în filmarea aceasta din punct de vedere profesional. Nu am avut eșecuri. Considerăm că este un proiect, să zic așa, victorios. Pentru că toate provocările care ni s-au pus și s-au, mă rog, unele au condiționat pe altele, și au cred fost, că -au depășite. Deloc puține. Au fost multe, de fiecare dată. Deci nu e ușor să te atâni pe o cordelină într-o peșteră cu o aparatură de vreo 200.000 de euro și de vreo 13 kg, în bezna peșterilor din Munții Apuseni sau în, în renumita peșteră Coava del Drah din Spania. De unde datează știința biospiologiei. E o știință absolut nouă în, în, în premieră mondială creată de Racoviță, acolo, în această peșteră. Deci, noi am parcurs întregul traseu al, al savantului cu GPS, cu hartă, cu având în rucsac notele lui de jurnal. Deci, este un documentar fidel, exact. Și cred că irepetabil, din păcate trebuie să spun treaba asta, irepetabil pentru că de când am început filmările, pe genericul filmului avem deja opt personalități în memoriam. Opt, ceea ce nu-i puțin. Deci acei oameni cu care noi am reușit încă să mai filmăm, nu mai nu sunt între noi. noi. Deci se mai poate face încă un film și încă al doilea și al treilea film, dar nu în acele condiții în care am filmat suntem conștienți și de faptul că un film de 120 de minute de cinema s-ar putea să fie un pic lung pentru bioritmul spectatorului contemporan. Dar punând în balanță faptul că este ultimul film, credem noi, care se poate face exhaustiv despre biografia lui Racoviță, renunțăm la criteriile de minutaj de suportabilitate. Și hai să fie un film cap coadă făcut pentru, nu știu, posteritate, pentru prezent, pentru, pentru cine este interesat de filmul ăsta. Și tocmai de aceea, apropo de ceea ce spuneam mai devreme, până la urmă acest sprijin financiar nu reprezintă, cred, o cheltuială, ci mai degrabă o investiție în educație, în cinematografie. Precizăm și faptul că va fi prezentat publicului în premieră națională mâine, poi mâine și uh, sâmbătă. Deci aici țin să precizez să nu fie o confuzie sau o contradicție între ceea ce am mă spus rog. și ceea ce uh, urmează acum. Uh, filmul nu poate fi prezentat în public. Se pot da proiecții cu ușile închise. Asta înțeleg că se va da, întâmpla da, în următoarea Da, asta trei se trei. va întâmpla. 20 de persoane, mă rog, în cadru restrâns, foarte restrâns, necomercial, uh, pentru acei doritori care vor totuși să vadă ceva din filmul acesta, dar filmul nu a fost făcut pentru un public restrâns. Segur. Filmul acesta ar trebui, să ajung, ar trebui să ajungă la școli, la universități, la ambasadele țării de prin străinătăți, pe canale de televiziune din, da, ale României în alte țări, la instituții de, de, de cultură din, din țară și din, și din străinătate și pe mari canale tematice de televiziuni unde noi să putem. Demonstrat că am avut și noi pe cineva pe bordul acelei corăbii care se numea Belgica și care era prima corabie care a atins, mă rog, scopul științific în Antarctica, care a fost prima expediție care a petrecut o iarnă întreagă închiși în strâns și în banchiză, fără să mai știe că se vor mai întoarce. Deci, probabil. Ca această ambiție a lui Racoviță, această înverșunare, dacă vreți, pentru că ei nu știau niciunul dintre ei dacă se vor mai întoarce vreodată de acolo sau nu. În... Exact. Deci s-a părut o, o aventură imprevizibilă. Deci așa ne-am aruncat și noi în aventura asta imprevizibilă, într-un fel, pentru că nu știam dacă vom putea duce la bun sfârșit acest documentar. L-am dus, e gata, finalizat. Uh, și ne-a stat în spate ca și ambiție uh, profesională și morală exemplul acelor 19 oameni care uh, acum 120 și ceva de ani au uh, au cucerit pentru știința universală, mondială și pentru cea românească uh, continentul Antarctic. Vorbiți-ne puțin despre, nu știu, trăirile pe care le-ați avut în toată această călătorie, senzațiile, emoțiile. Traversările, repetele spectatorilor noștri Ați filmat în șapte țări Pe trei continente Cu foarte, foarte multe provocări Ne, ne spuneați Da, erau, erau locații mai Să zic așa, mai simple De exemplu aici în Europa Unde am filmat în Belgia, Franța, Spania Pentru că Am fost la noi acasă oarecum De aici avem interviuri foarte importante Cu descendenții echipajului belgica cu descendenții comandantului Adrian de Gerlaș, cu nepoții lui Lecoant, comandantul secund. Trebuie știut că în această expediție numită Belgica s-a antrenat Roald Amunzen, cel care după aceea a descoperit primul a atins polul sud magnetic și practic el s-a pregătit pentru acea mare expediție spre Polul Sud în această expediție Belgica și era amic cu Racoviță și erau cu echipieri și sunt niște imagini absolut spectaculoase fotografiate de cei de pe Belgica atunci țin să spun că erau niște fotografii tridimensionale de spațiale, nu am descoperit noi acum 3 d au fotografiat și ei pe 3D și este o imagine foarte nostimă când am un seund de pe Racoviță. Deci este o, o, o fotografie istorică. Deci provocările, într-adevăr, au fost în acele locații care, care, mă rog, au presupus o pregătire mai deosebită, o precauție mai deosebită, dar toate acestea au fost puse în slujba realizării filmului. Deci nu ne-am gândit în primul rând dacă e pericol sau nu e pericol, ci ne-am gândit în primul rând dacă putem filma sau nu putem, dacă putem apăsa pe butonul declanșatorului sau nu. Și această, mă rog, această, acest entuziasm, dacă vreți, sau această, mă rog, profesionalismul acesta extrem oarecum. Totul pus în slujba acestui film, ne-a trecut prin, prin greutăți, Da, au fost niște niște situații foarte interesante, chiar dacă una din ele s-ar fi întâmplat și nu mai multe, și atunci ar fi meritat să realizăm această expediție. Când am avut o întâlnire transcendentală cu o familie de balene în marea înghețată între banchize și s-au ridicat lângă bărcuța noastră de cu acela de 7 metri lungime, o coajă de nucă acolo, în, în albul și în, în gerul Antarcticii și s-au ridicat la... Puteai să pui mâna pe ele, dacă se mișca puțin mai așa, ne răsturna pe toți în, în, în apa aceea de minus câteva grade. Uh, Și-au avut mare grijă de noi și am socializat cu ei și am și filmat, dar pentru a le putea filma trebuia să ne îndepărtăm mult uh -huh. pentru că erau atât de aproape încât n-au încăput în, câmp, în câmpul vizual al camerei. Deci da, au fost, au fost aceste, aceste întâlniri uh, absolut inima, inimaginabile și pe care nu se puteau regiza niciodată. Deci au fost câteva situații care, în care Providența ne-a pus lumina, ne-a dus situația în fața camerei. Nu putem nega acest lucru. E cumva, nu știu, și răspunsul la faptul că acest documentar trebuia, așa a fost el hărăzit, cred, să, să vadă lumina zilei, să ajungă la, la public. Da. Sunt ultimele 5 minute din discuția noastră și vreau să vă întreb, nu e cumva... Păcat, un, un film pe care l-ați gândit și l-ați realizat cu atâta trudă, cu atâtea sacrificii, cu atâtea momente în care ați fi putut să renunțați, dar n-ați făcut-o, care e pentru marele public, să fie văzut cumva pe gaura cheii, dacă, dacă pot să spun așa? Ba da, este mare păcat și am ajuns la concluzia că un asemenea film astăzi este foarte greu vandabil, în ghilimele spun vandabil. Pentru că? Pentru că probabil că nu aduce audiența, mă rog, scontată cum. Nu vreau să intru în detalii aici. În prima fază, noi fiind foarte naivi și foarte încrezători în proiectul acesta și în rostul acestui proiect, am bătut la ușile, inclusiv la niște bănci, inclusiv la o mare bancă din Transilvania. Hai să, să punem tot ce avem noi, că noi am pus din partea noastră tot ce am avut de, 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 de disponibilizat, să spun așa, din sfera noastră absolut privată. Nimeni nu s-a grăbit uh, să spună da, ne asociem numele cu filmul documentar Emil Racoviță. Deci practic a rămas absolut fără nicio, uh, nicio finanțare, nu a prezentat. Nici n-am ajuns să discutăm despre film, discutam despre Racoviță, dar nici Racoviță nu era nu prezenta interes el ca personalitate. Deci uh, pe undeva pe undeva eu consider un eșec uh, al timpurilor noastre, în sensul că e adevărat este un film de nișă, deci este un film de cultură generală, dar în același timp de cultură a, a, a națiunii române, dacă vreți, da? Și trecând peste toate astea, că au făcut doi unguri un film despre Racoviță, nu e vorba despre asta. Nu, nu, deci ne ridicăm deasupra acestui pentru că el este o, un, o personalitate care trebuie ridicat mult peste aceste criterii, dar uh, eram priviți cu, cu oarecare suspiciune că de ce uh, ungurii au zis de ce Racoviță de ce nu altcineva, românii au zis de ce au ăștia cu, cu Racoviță deci pe undeva, cred că suntem pe calea de mijloc și pe calea cea bună pentru că fiind ardeleni noi nu putem cum să spun, intra în aceste cutii de, exact. de, de prejudecăți și de, de, de fel și fel de scenarite de toate felurile și nici nu vrem. Spuneam telespectatorilor despre faptul că mâine 6, apoi păi în 7 și sâmbătă în 8 au loc aceste proiecții, cu casa închisă, spuneați, sau cu ușile închise. Ce vă doriți de la întâlnirea cu acești oameni? 22 la număr per difuzare care vor putea să fie alături de, de Să vadă măcar cineva filmul. Deci asta am dorit. Cât de puțin. De aici se suprapun două proiecte. Mai avem un proiect tot la fel de, 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 mă rog, de în ghilimele a spus, sinucigaș, în sensul că am înființat primul muzeu al cinematografiei, primul da. și singurul până acum, al, al cinematografiei în Cluj, uh, și în sală, des, Am deschis acum cu trei săptămâni, uh, pe perioada tifului. Și e de altfel locul unde va fi. Uh, locul unde va, va fi, da, și acolo am, am amenajat o mică sală de proiecție, unde vom da cu ușile închise, desigur, uh, acest film. Dacă vor fi doritori, se vor putea programa, noi suntem bucuroși să-i arătăm, dar, repet, filmul acesta trebuie dat pe scară largă inclusiv internațional, nu numai național, inclusiv internațional, pentru că noi tot discutăm de imaginea țării în lume, care e așa cum e, mă rog, nu intru în detalii aici, dar când avem ceva de arătat și avem ceva de, de, de pus pe masa televiziunilor, a canalelor tematice, atunci este un mare păcat să rămână în sertar, în safe. Noi ne-am păcat și cu ideea asta oarecum, deci nu, avem, nu mai avem nicio, nicio iluzie că cineva va veni, hai că vă ajutăm noi să scoateți filmul acesta la liman. Uh, nu, ne -am, Noi ne-am liniștit că am făcut acest film și cu asta ne-am făcut și datoria. Cu toate astea, eu reiau de mesul, cred unul important, doamnelor, domnilor, și vă reamintesc, susținerea financiară a acestui film nu consider că e o cheltuială, ci mai degrabă o investiție în educație, în prezența lui în universități, cum spunea invitatul meu, Gabor Xantus, puțin mai devreme, până la urmă, pe televizoare, în toată lumea, așa cum merită un cercetător de detalie planetară. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi. Mult succes să vedem cât mai repede, pe scară largă, cum spuneați, acest documentar. Și eu vă mulțumesc în numele echipei. Mergem acum mai departe și vă spun de ieri, 4 iulie, primăria Cluj-Napoca nu mai solicită dosar cu șină sau dosar plic la depunerea documentelor. Concret, la nivelul primăriei, în urma aplicării legii numărul 9 pe 2023, 12 compartimente și-au simplificat procedurile și vă spuneam, nu mai cer dosare cu șină sau copii legalizate după documente. Urmărim acum un reportaj realizat de colegii mei de la știri pe această temă, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi! Primii pași spre debirocratizarea instituțiilor publice au fost făcuți. De astăzi, legea numărul 9 din 2023 produce efecte. De astăzi, dosarul plic și dosarul susțină devin istorie. Niciun funcționar public nu le va mai putea cere în momentul în care se depun actele. De asemenea, începând de astăzi, copia după cartea de identitate va putea fi transmisă online. Există instituții care au implementat deja procedura pentru preluarea copiilor în format electronic. De exemplu, primăria Cluj-Napoca are o adresă de mail dedicată pentru a ce scop. Cetățenii aici pot să-și trimită copia cărții de identitate în format electronic. Un funcționar care este abilitat de GDPR, de protecția datelor cu caracter personal, o inventariază. Iar dacă tu ai făcut o cerere la Spații Verzi, la Patrimoniu sau la un alt serviciu, cel de la serviciul meu de specialitate, de la Spații Verzi sau de la, de la Patrimoniu, îi cere la cel de la primărie care este operator de date cu caracter personal acestei adrese, copii după carte de identitate. Funcționarul care gestionează datele cu caracter personal poate să vadă cine a cerut copia cărții de identitate și cu ce scop. Un efort pentru debirocratizare mi se pare un efort benefic. Acum să vedem și implementarea efectivă. Instituțiile au obligativitatea de a le oferi cetățenilor posibilitatea de a-și face copiile xerox necesare în mod gratuit. Ar fi foarte bine reducerea birocratiei, să tot umbli de la un ghișel la altul, eu am fost și ieri, de exemplu, când n-am avut anumite serocopii aici. Eu știam că s-a dat ceva lege care la instituțiile de stat nu se mai cere. Să fac aici. Instituțiile au obligația de a publica online toate modelele de formulare și cereri ce pot fi găsite și la ghișeie. În plus, legea interzice instituțiilor publice să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituții publice, urmând ca să le solicite de la autoritățile emitente. Oricine are un document cu semnătură electronică calificată sau avansată, noi recunoaștem aceste semnături. Nu trebuie să mai vină cetățeanul ni să o depune în format fizic, să ne trimite în format electronic cu semnătura avansată sau, repet, calificată și o recunoaște. Copiile legalizate nu mai sunt necesare. Potrivit legii, funcționarul poate atesta veridicitatea unui act prin compararea originalului cu copia Xerox realizată în instituție. Clujenii sunt încântați de faptul că legea a intrat în vigoare și speră ca lucrurile să nu se oprească aici. În plus, au fost încântați că niciun funcționar nu le-a cerut astăzi dosar plic. Astăzi vi s-a cerut dosar plic? Nu, deocamdată nu. Nu, dar aveam, deci. Cred că dacă nu aveam mi se cerea. Mi se pare o bună. S-a cerut astăzi dosar plic? Nu. Nu, astăzi nu și nu s-a mai cerut cam de două săptămâni, aproximativ trei, niciun an nu s-a mai cerut, nici copii de buletin, nici dosare plic, nu se mai cer nimic. Cum da. mi se pare această decizie? Mi se pare foarte bună pentru toată lumea, având în vedere că pentru să treci strada, să faci o, o copie sau să cumperi un dosar plic. Este mult mai util că s-a scos. Nu pot să spun că ne ajută sau nu ne ajută, dar nu, nu stricăm așa mult în natură, nu? Totuși, mai facem economii. Următoarele măsuri menite să debirocratizeze instituțiile publice se vor lua pe 4 august, respectiv pe 4 septembrie. Până în momentul de față, legea are însă și o lacună, întrucât nu prevede sancțiuni pentru funcționarii care nu o respectă. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, Mugur Pop, președintele Asociației Descoperă Natura, prietenul copiilor și al animalelor, e alături de mine. Bine ai venit, Mugur, mulțumesc Terus. că ești cu noi. Nu am de invitație. Și ai fugit din activitățile cu copiii pentru că aveți o tabără în desfășurare acum pentru a fi platoul nostru. Îți mulțumim pentru asta. Am venit încet, n-am putut. Ce se întâmplă acum în tabără? Păi se întâmplă ce se întâmplă la noi în programul astea de tabără de zi sau școală de vară, fiecare spune cum vrea, de fapt, sunt programe de cunoaștere naturică, naturii, că veți descoperi natura până la urmă asta și, uite, tema noastră, copii prin toate activitățile pe care le facem, pe cai, cu arcuri, în pădure, busole, lupe, toate minunile pe care le știm, faceți ca să se apropie de lumea asta naturală și sperăm noi de mersul ăsta nostru, să ducă și spre o responsabilizare a lor față de lumea asta. Natural. Cumva, voi și activitățile pe care voi le faceți acolo sunt uh, o alternativă la statul între betoane, la statul cu ochii în ecranul uh, telefonului mobil sau nu, pe jocuri, pe, pe calculator? Pot să o vezi alternativă, dar ar fi o luptă nedreaptă pentru că vezi, lumea merge așa cum merge, un uh, talmeș-balmeș. Copiii care vin la noi vin nu neapărat cu obiective și nici noi nu știu dacă setăm neapărat obiectivele să ne mergem, copiii vin să joace. Pentru joacă în modul cel mai bun, mai simplu și poate de chiar cel mai eficient de a învăța lucruri. Am asigur că noi suntem niște oameni cu un background interesant din toate părțile astea implicate, știi, de la cai avem zeci de ani, cu peșterile cum au fost, noi așa am crescut, știi, perioada noastră de cireșare acolo s-a făcut, ca tare noi, și eu, cel puțin 80% în ce învăț copiii ăsta sunt lucruri pe care le-am învățat la vârsta de până poate 15-16 ani, știi? Și poate că eu fi un om uituc și slab de minte, dar uh, am memoria momentelor lor, știi? Și mă ajută foarte mult, și să-mi dau seama că noi ne imaginăm profesor, vrem să livrăm lucruri și așa. Nu, noi trebuie să fim alături de ei când se joacă, știi? Și poate, dacă suntem suficient de înzestrați, să-i învățăm niște lucruri în joc. știi? Nimeni nu o să învețe punct cu punct, topografie, chestii, dacă îi spui, pui o mână pe caromare, pui o mână pe Casiopeia, W ăla, fix în mijlocul vestea o polară, Asta e modul nostru de a învăța lucrurile, știi? sau în țapă viespele, sigur, toată lumea panicată de viesp, de căpușe, de minuni din astea. Patlagina e o frunză cu care te freci, nu se mai umflă, neutralizează venin, lucruri simple pe care noi le știm de o viață. Știi? Cum asta e demersul nostru. Adică, pe la urmă, lucruri și soluții pe care le avem la îndemână sunt uh, exact lângă noi, dar nu da. le mai știm. Știi cum e? Noi, din fericire, noi, echipa asta noastră, cum reușim să ne menținem în formula de lucru, suntem oameni care avem experiența asta practică. Mm. Plus o grămadă de teorie, dar asta mai puțin uh, contează. Copiii au nevoie de experiența asta, știi, din păcate mulți părinți n-au vreme de și Modelul ăsta pe care ar trebui să-l aibă în, în spațiu familial, în foierul familial, cum zicem noi așa, intelectual de Cluj, să urmeze pe cineva, știi? Și noi încercăm cum să dăm opțiunea asta. Plus că vorbim părinților. La noi, marți și joi, jumătate de oră înainte de încheierea programului, pot veni părinții să ne întrebe, să vorbim, să vadă, să ia niște bune practici, pentru că noi facem o săptămână, două, trei cu copiilor. Ei au restul anului și poate că unele lucruri pot să le facă o busolă, o lupă, o sforă, o cordă legată de copac, niște minuni din astea simple prin care ei se joace cu niște bile într-un vas cu apă, cu bețe, un fel de sushi la piscină, cum avem noi un joc, cu care copii nebunesc de plăcere. Nu uitați pe copii, mă părinți. Adică No, e fain să lucri, să faci avere, să trimiți la Oxford și așa mai departe. Dar vei trimite niște triști, niște copii mm. nefericiți. Ori noi, exact cum știi, ne mai povestit și de copii cu nevoi speciale. Exact. Bă, nu avem un singur indicator. Lăsați-mă cu teoria. zâmbetul. știi? Acolo știu că poate n am greșit. Exact aici e, e punctul în care vreau să ajung, pentru că aceste principii sănătoase pe care tu ni le spui și învățarea asta care de fapt e, e deghizată în joacă și care e atât de, de, de inspirată, care activează, nu știu, capacitățile astea de, de curiozitate, funcții executive, dacă vrei să discutăm în, în termeni. Eu îți spun că termine. noi avem o vrajă. Noi vorbim de experiență directă în natură cu ajutorul simțurilor. Cum e da asta pentru copiii cu dizabilități? Că tot... Păi, noi, cu sau fără, știi, la mine este exact. vorba. Voi aveți diagnostic până la intrarea în manej. Acolo sunteți copii cu care, uite, mingea, cai, arcurile, nu vreau să știu. Sigur că dacă ai atrofie musculară, dacă ai uh, uh, ceva spastic, tetraplegii, copilul ceva, ok, știm limite. Nu spui dacă poate epileptic și foarte fin rezolvăm. Mm -hmm. Noi nu vrem să avem presiunea unui diagnostic în activitatea noastră. Diagnosticul nu e o prelistă Noi nu suntem voi. terapeuți. Noi suntem, și simplu, eu sunt bărbosul cu cai. <laughs> nu moș Crăciun extra sezon. <laughs> nu vrem să vorbim lucruri scumpe din astea, slove scumpe. În schimb, în momentul în care copilul nu simte judecata noastră, copilul ne vede parteneri de joacă, Sfinții Cai, care ei sunt parteneri de joacă prin natura lor. Și pentru că, sigur, ei sunt de mult la noi. Noi nu schimbăm cai, nu... Vezi, stau copii, se joacă pe sub cai. Pentru că așa folosim niște indivizi căluți care sunt foarte cuminți și de mult la noi. Și obișnuiți. Și atunci ei prind încredere. Încrederea asta, noi, dacă îi să zicem iarăslovescu, poate că are funcție terapeutică. Dar nu asta vrem noi. Și mi se pare că ăsta e mersul lucrurilor la vieță. Adică noi vorbim în baza unei încrederi și ne privim în ochi în ochi pentru că vedem că nu ne ascunde, nu ticoloșim nimic aici, știi? Așa e și cu ei. Și noi am zis, domnule, cum te ascultă copiii? Pă, mă ascultă să spun de ce. Pentru că eu nu nu-i oblig să facă lucruri. Noi le explicăm cum ne jucăm. Sigur, avem două chestii care ne negociem. Violență verbală, violență fizică, toleranță, zero. Punct. Asta e un cod. Dar nu codurile astea au dus toți bărbații și eroii și războinicii înainte. Nu asta au făcut ca oricine încerca de viață să aibă un fundament solid, valori. Onoare, demnitate, cinste, loialitate, de cum spun da, eu. Exact. De loialitate, dacă vorbești astăzi cu ficiorii ăștia tineri, habar n-au ce e Ori, Bushido, ius Valahike codul ăsta a lui Zamolc să că noi cu Daci și cu o menționăm totdeauna. Aveți lucrare din Gamla Upsala, din nordul Europei. Zamolc și primus getarum legislator. Codul lui de legi pe care ei îl păstrează într-o formă, noi l-am pierdut. Tot e cu coduri, știi? Noi am putea numi legile de bun simț sau belagines, cum erau citate de roman, legile frumoase, știi? Adică să nu faci rău, până la urmă și în lumea noastră creștină, știi? Să nu furi, să nu aia, să nu aia. Adică cumva să ai un cod pe care respectându-l, tu trăiești în armonie, știi? Ori noi avem modelul ăsta al cailor pe care îl folosim probabil abuziv al grupului de cai care respectă valorile astea, respectă o ierarhie naturală, știi? La noi nu-i cu vot, democrația e ceva ce nu interesează, nu-i cu ulei, cu făină, știi? Liderul în lumea mamiferelor Știi că nu e la mare grozav Care o dat încoace-încolo E cel care își asumă responsabilitatea mm -hmm. pentru ceilalți Cel care are grijă de ceilalți Exact ceea ce îmi spuneai Că aveți ca obiectiv de transfer în copii Da Să da. devină mai responsabil Grupurile câteodată rebele Ai acolo copii Vin câte doi care-ți fac viața chin Și împing și urlă pentru Ce că... faci într-o astfel de situație? Oh, Mi-aduc aminte ce profesor bun aveam la scrimă mi-aduc aminte de prietenii de la Kendo, mi-aduc aminte de zile, nopți, prin munți, cu oameni care am stat umăr la umăr în poate ceasuri grele, știi? Mi-aduc aminte că și eu am fost un zanatec și am făcut viață grea mult în jurul meu până poate m-am dumirit, știi? Și cu treaba asta a vin niște abilități dobândite, cum se spune frumos acum în context profesional, Adică Că vrând nevrând le-ai învățat. Și avem săbii de plastic, de țeavă de pepere. Și le s periculoase. Am trecut pe spumă de asta de polietilenă, ca să nu se lovească. Și învățăm că nu ne batem. Sii? Adică noi când încercăm chestiile astea ca războinici, nu ne batem. Mm. Noi nu ne urâm. Înțelegi? Le spun de la samurai că cel mai mare inimic ești tu. Tu ești ăla cu care trebuie să lămurești treburile. Și învățăm de sus, din lateral, cum pare. Nu-i important că nu-i facem săbieri. Dar să privească ochi în ochi pe cel care vrea să-l atingă și tu vrei să nu te atingă, treaba asta o învață, știi? Privirea asta în fața lucrurilor e aproape inexistentă astăzi. Majoritatea tinerilor ei se uită în jos, se uită așa, știi? Zici că sunt cu tulburări din spectru ăsta cu care noi ne ocupăm, știi? Și ei spun că nu. Deci, cumva, viața asta normală, sau cum am spus odată, poate cu slove scumpe, știi? Noi chiar vedem viața asta ca o joc nu că nu suntem responsabili, nu că nu avem obiective, nu că nu vrem să facem lucruri. Dar hai să nu ne luăm chiar așa de tare în serios. În serios, știi? exact. Pentru că s-ar putea să pierdem fix partea faina a lucrurilor. Timpul trece repede, sunt ultimele Red. 5 minute din discuția noastră și vreau să vorbim și despre implicarea ta în asociația Terra dacica Eterna, apropo de, de ce spuneai. Bă unde da. nu e despre bătaie, deloc. loc. Uh, nici bada cum spunem noi, uh, este foarte mult despre bătaie, Dar este o bătaie a timpului, știi? Ne întorcem cu 2000 și ceva de ani și vorbim de secolul 1 2 de dacii romani, sarmații, știi? foarte mare și noi, care spunea domnul Xantus înainte de treaba asta că ungur, că nu știu, bă, fraților, noi în Ardeal aici suntem multicultural de când lumea. Adică celți, gepizi, germanici, unii au mers, alții au venit, Hai să nu o luăm pe calea aia a prejudecăților, dată, exact. Simt, adică da. noi mai bine zicem cum... No, cu prietenul nostru este hoveri, știi, termeni de-asta neauș de al nostru și să lăsăm chestiile așa. Ori e foarte frumos să vezi un hate speech, cum se spune acum, iarăși cu slove scumpe, când dacii cu romanii, după ce se bat, și cu sarmații, după ce trag cu arcuri, cu săgeți, cu toate cele, ne punem frumos la poveste, țara la foc. Dacă este un hidromel antic bine. Dacă nu, băieții cu berea asta nefiltrată, știi? Și cumva ne dăm seama că nu facem altceva decât, dincolo de reconstituirea istorică sofisticată cu și așa, decât să facem o reconstituire a relațiilor umane de atunci, mm. care nu cred că erau mult diferite, știi? Poate că își dădeau mai tare. Știi, adică atunci mulți, mergând la război, era pe viață și pe moarte. Exact. Noi asta n-am văzut din fericire, zic așa. Da, vezi că avem război aproape și treaba asta cu istoria, știi cum se spune la tinește, istoria magister vite. Ea ne învață despre viață, știi? În ce facem noi acolo, arheologie experimentală, reconstituire istorică, vezi pe viu. Ori noi știi, suntem de la chepte începând, unul la unul, totul. Cum îi în sursa izvorul, acum îi descrierea la roman, la daci, așa vezi la noi. Piesa e unul la unul. E yeah, mugur pop cel mai liber Dac din Transilvania? Nu, no, nu, no, nu. No. Nu. No. un simplu. Explică-ne, ce înveți tu din interacțiunile acestea cu copiii? Ce învață copiii, ne-ai spus, e limpede. Au vorbit imagine de la sine. Cum e pentru tine? Ce înseamnă pentru tine? Nu știu, în termeni legate poate de copilul interior al lui Mugur, de autocunoaștere, de, de libertate. Da, eu pe timp ce trece și îmbătrânesc așa simpatic, îmi dau seama că eu chiar n-aș vrea să fiu altceva decât copil, știi? Mm -hmm. Și că noi dacă abandonăm exuberanța, spontaneitatea asta copilului, nu îmbătrânim, ne tâmpim. Atât, <laughs> știi? Și că dacă nu grijim treaba asta, niciodată nu o să ajungem undeva. Toată lumea spune, copiii neserios se joacă, da, 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 ei explorează, ei înțeleg. Mm -hmm. Eu nu sunt mare brânză, sunt prea purtat prin școli și prin tot felul, cam degeaba din partea asta de obiective a societății noastre, știi? Dar am adunat multe. Și asta mă face să fiu foarte, cum să spun, ager în a înțelege copilul înainte ca el să facă ceva a înțelege calul înainte ca el să facă ceva și asta vine din ceea ce noi numim empatie. Asta am dezvoltat, cred. Știi? Nu vreau să am alte realizări speciale și nici nu știu dacă asta ar trebui să aibă cineva realizări ca obiective, știi? Dar cum zic bătrânii? Să te împaci cu tine, știi? Adică să ajungi să te înțelegi că tu, așa cum ești, poți fi mai bun dacă nu te imaginezi altceva decât ești. Știi? Ca la fizică. Nu poți aplica o forță într-un punct care nu există în punctul ăla. Sună cumva, da. Știi? Dacă eu mă cred Zoro, nu o să mă îmbunătățesc niciodată. Dacă eu știu că eu sunt Mugurel, ăla, absolvent de racoviță, că de racoviță tot era vorba, știi? Scolă, sofisticată, nu știu. Dar poate derbedeu, poate nu cel mai serios de pe lume. Și nici n-aș vrea să fie ăsta un obiectiv de a fi serios. Pentru că în interacțiunea cu ei, jucându-te, tu descoperi că ai încă lucruri pe care nu le-ai făcut. Când ei nu descâlceți ceva la arcuri sau la astea, tu ți aduci aminte cum ai făcut-o. Și îți dai seama că ceea ce ai învățat poți să dai mai departe. Și asta e cumva un fel de menire, știi? Îmi spunea, spunea un nen, nu știu dacă mai vreme, dar îmi spunea un nen explorator călare francez, spunea cel mai bun lucru pe care îl poate face un om atunci când crede că știe, îi să dea mai departe. Muguru, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi. O discuție savuroasă și spumoasă ca de fiecare dată. Mult succes în activitățile voastre. Iar pentru dumneavoastră, doamnelor, domnilor, aceia care doriți să oferiți copilor o alternativă, cum spuneam puțin mai devreme, la joaca între betoane sau la statul pe telefonul mobil, Asociația Descoperă Natura sau Muguru Pop au pagină de, de, Facebook și puteți obține de acolo toate informațiile. Final de emisiune acum, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Sunt Ovidiu Damian și vă doresc tuturor o zi excelentă. La revedere!